În urmă cu un an am pornit acest proiect în cadrul primăriei. Ne-am gândit la eficiența energetică a iluminatului public. Am realizat un studiu de oportunitate și respectiv un studiu de fezabilitate. Am constatat că prin înlocuirea, numai prin simpla înlocuirea lămpilor existente cu lămpi cu LED-uri, cu o putere mai mică și cu un consum mai redus, dar cu o lumină mult mai puternică decât cea anterioară, lucrurile se îmbunătățesc. Am realizat o economie de circa 100.000 de euro în bugetul local după un an de zile de funcționare. Văzând că lucrurile dau roade și că sunt în regulă și de fapt aceasta e calea pe care trebuie să mergem pentru a eficientiza iluminatul public, am depus la Agenția de Dezvoltare Regională un proiect pentru locuirea tuturor lămpilor din oraș și de asemenea pentru suplimentarea numărului de lămpi în zonele care în acest moment reprezintă pericol public, întuneric, teamă pentru oamenii care circulă noaptea, care lucrează până la ore târzii sau care chiar ies la plimbare și care sunt în risc atunci când merg pe întuneric. Acest proiect este deja acceptat pentru finanțare, deci este o veste bună pentru Cernavodă. Când vom vedea toate aceste lucrări începute? Acest proiect se află în faza de semnare a contractului cu Ministerul Fondurilor Europene. În perioada următoare se va semna contractul și la circa 3 luni de zile de la semnarea contractului vor începe lucrările. Lucrările presupun înlocuirea actualelor lămpi cu un sistem de iluminat cu lămpi cu LED-uri, sectorizarea punctelor de aprindere pe zone din oraș. Lămpile vor fi lămpi de tip dimabil, adică ele își vor mări sau micșora fluxul luminos în funcție de circulația cetățenilor într-o zonă sau alta. De asemenea, vor fi realizate sisteme de aprindere automate și monitorizarea întregului sistem cu ajutorul computerului din primărie. Practic, un dispecer din primărie va ști în fiecare zi care bec de pe care stradă are probleme și va putea să intervine foarte eficient, foarte rapid și foarte prompt în locul respectiv, astfel încât cetățenii să nici nu simtă că există o problemă la iluminatul public, ci doar să se bucure de confortul pe care iluminatul public îl oferă. Proiectul privind modernizarea sistemului de iluminat public din orașul Cernavodă a fost selectat la finanțare. Este într-adevăr un proiect cu finanțare europeană și acesta, prin care orașul Cernavodă trebuie să asigure doar cu o finanțare de 2%. Despre ce sumă este vorba? Care este valoarea totală a proiectului? Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 1 milion de euro. Toți acești bani vor fi folosiți pentru demontarea unor lămpi, înlocuirea acestora cu console și cu lămpi noi. Aș vrea să ne dați câteva detalii tehnice din proiect. Ce anume va fi cumpărat și instalat de acești bani? Într-adevăr, prin acest proiect dorim schimbarea corpurilor de iluminat de pe majoritatea străzilor din orașul Cernavodă. Corpuri de iluminat pe care dorim să le înlocuim cu altele cu eficiență energetică ridicată, corpuri de iluminat dimabile. Dorim să achiziționăm un sistem de telegestiune pentru a gestiona mai eficient tot sistemul ăsta de iluminat public din oraș. Prin acest proiect se vor achiziționa 817 lămpi stradale LED dimabile care le vor înlocui pe cele actuale. Se va achiziționa un sistem de telegestiune, iar în parcul central vor fi montați 10 stâlpi ornamentali dotați cu panou fotovoltaic.